Reprezentanții ISU Gorj au fost solicitați să intervină duminică dimineața la un incendiu izbucnit la o casă din satul Pinoasa, comuna Câlnic. Proprietarul locuinței a lăsat soba nesupravegheată și s-a pus să doarmă fără să știe însă că va pieri în flăcări. Vecinii care au văzut focul au sunat de urgență la 112. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă în comuna Câlnic, satul Pinoasa. Informațiile primite pe numărul unic de urgență 112 semnalau faptul că în interiorul clădirii s-ar afla și o persoană. La fața locului s-au deplasat de urgență două echipaje de stingere și un echipaj zmur din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la una din încăperile clădirii. S-a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului concomitent cu operațiunile de căutare ale persoanei. Din păcate, persoana de sex masculin în vârstă de 59 de ani a fost găsită decedată. Au ars bunuri aflate în încăpere, cauza probabilă fiind efectul termic, un mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat. Conform apropiaților, bărbatul locuia singur. Acesta nu avea un loc de muncă stabil, câștigându-și existența lucrând cu ziua la diverse persoane din comună. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea incendiului.